Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. La căsuța din pădure. Și văl eu numai pomodori de uite, n-ai auzit? Fai de mine, aseară era după și doar știi. După ce te-am lăsat pe tine acasă, eram să mă cac pe mine, serios acum. Da, zic. Că nu mai puteam să ajung acasă. Fai de mine, judie mine. Haplea cel bătrân. Da, deja gata, te-ai apucat să faci, să speli, să... Să spăl vasele, este că n-am mai avut timp aseară să le spăl și imediat mergem la treaba noastră. Că e jale. Azi mâncare ce faci? Astăzi? Da. Da, și mâncare ce fac? Fac, nu mai mă rujesc mâncarea. Am de aseară lasat cane și tocată. Vai. Și o să fac și curjoare și ceva. Hai te... Corneli, iartă-mă, te rog, că am greșit. Iartă-mă, te rog, că am greșit, că n-avem ce să faci mâncare azi. Am mâncat eu tot. Am mâncat carnea, iartă-mă, gata, nu, recunosc. N-avem azi, tu-i lăsați că și mâncăm azi. Am mâncat carne și... Aseară am mâncat-o. Aseară am mâncat foarte și... Am mâncat carnea înainte, iartă-mă. Te recunosc că gata, uite. Iartă-mă. Aseară am mâncat-o, că am zis că până să faci varza, până să faci nu știu ce. Ce, iartă-mă, nu, să nu faci panoramă. Să nu faci panoramă, te rog eu frumos, nu fă panoramă. Gata, eu recunosc, gata. Calmează-te. Când ai mâncat o carne asta? Asară. Dar când asară? Iartă-mă, gata, uite, am recunoscut greșeala pe jumate, recunoscută, iertată. Gata. Gata, uei, nu! Dau! Mănânci un legat de carne, Dai, cu minte! N-avem și mâncare, azi trebuie să mergem să luăm altceva mâncare. Cum ai mâncat? Dar o trecut atât, eu am scut. Tu ne-ai zis că durează. Ai mâncat și dișenii la pregătită. Ai mâncat și jumătate de carne. Care jumătate? Jumătate de kilo a fost acolo? Da, că jumătate am pus la așa, jumătate a rămas. Da, na, eu de unde să știu. Doamne, maica, domnule. Domnule, iartă-mă. Gata, uite, mă pun în genunchi dacă vrei. Mă pun în genunchi, iartă-mă, am recunoscut, gata, uite, nu mai... Dar tu ne-ai zis că durează încă 2 ore. Eu când am auzit că durează încă 2 ore, am zis că vai, le fășea prin burtă, gheorăiau mață, le fășeau și vrei. Când ai mâncat-o? Când ai mâncat-o? Eu nu înțeleg. Când ai mâncat-o? Cum când am mâncat-o? Când ai mâncat-o? Am scos-o de acolo și am mâncat-o. Ieri când, dar când? Când nu știu exact. Ieri, domnule, cum că când am mâncat-o? Am scos-o. Când ai mâncat-o? Crud! Sari la ochi. O sari la ochi. Te-ai cu minte că spargi geamurile. Nu mănânci carne crudă? Ai putea că nu mănânci carne crudă, înseamnă că mă mănânci pe mine. Te-ai cu minte? Înseamnă că mă mănânci pe mine. Bagă dreagul înapoi. Urmezi eu de acum să mă mănânci pe mine. Bagă drugul înapoi. Urmezi ca să mă mănânci pe mine. Bagă drugul înapoi. Te-ai cu minte? Care crudă, mă? Care? Potolește-te, ți-am zis, iartă-mă. Băi, trebuia să faci pe jumătate panoramă. Cam recunoscut. Și faci așa, panoramă întreagă. Panoramă pe jumătate, am recunoscut, gata. Greșeala pe jumătate iertată e recunoscută. Băi, mănânci carne cu... Mănâncă-mă și pe mine de acum. Dă un cior. Mănâncă-mă. Dă un cior. Ia și mănâncă. Te-ai cu minte. Auleu. Vezi că lui deja nu-i intrat cu unchior, nu mai fă panoramă de asta. Nu-i intrat cu unchior. Potolește-te. Da, eu te am... Bă, am recunoscut. Am recunoscut. Carne crudă? Cum? Carne crudă, mă mănâncă și pe mine de-acum asta. Ai grijă. Nu a fost crudă. Am copt-o cu butelia.
cu așa la cum îi zici. Da, așa nici nu mai merg. Recunosc, gata, am pagat-o la cuptor și am făcut-o. Am, gata, am recunoscut. Gata. Când ai făcut-o de la cuptor? Am pagat-o la cuptor. Când ai făcut manevrile astea? Ii le-am făcut, gata, iartă-mă, când mă cam pe mine atunci le-am făcut. Ah, am recunoscut, gata, potolește. Calmează-te. Pe parte e așa, pe parte bagai. Dar nu m-am căcat, nu m-am stricat de la burtă. Uite, zic, nu m-am stricat la burtă și... A fost așa o invenție de-a mea ca să zic că m-am stricat la burtă să pot să vin să fac carne. Și ai filmat treaba asta tu? Da. Păi că o să mă uită la video și ieși treaba asta. Gata, gata, calmează-te. Uite ce-a făcut aici, a stricat sticliul. Așa, vai. Poate o sărit în vai. Nu mai bine energizant și aș sări sticlul în energizant. Gata, gata, gata. Cum mă să nu faci ce, dar eu o să știu. Eu o să știu că... Aha, deci o să știi, pentru că normal, nu să știi. Hai, potolește-te. Doamne, maica, doamne, am luat să mănânci. Și n-ai luat nica de la magazin azi? Nică n-am luat. Am luat niște roșii și niște castraveți. Azi fac o salată și fac niște pârjoare. Nu mai rămas nici cap era de cele, nu nimic. A cărniță de ce, mușchiuleț, cum se cheamă? Kaiser. Nu Kaiser, mă fac o Kaiser acum. Varza de ce? De trebuia să le ieși varza aici, de ce ai luat-o acasă? Ai luat-o răpă de acasă, varza. Da, și băiatul mănâncă varză de asta. Scoate. Faci panaram ca la... Da, băiețul mănâncă varză! Da, și băiețul mănânci tu! Da, cum mănâncă varză? Că e mic! Nu contează, mănâncă! E mic! Bagă drugul înapoi! Bagă drugul înapoi! Băiețul mănâncă, ia uite, îi dă varză la băi! Dai varză, mă, la băiet! Dai, dai varză! Cum îi dai varză? Că el... Acum suji, alăptează sau cum? Da, bun, suji, alăptează, știi? Păi suji, bedeon. Da, nu suji, mănâncă. Po, mănâncă varză. Așa îi dau, să mănânce, ca să dați-i, să mănânci tu. Trebuia să o lăși aici. Pentru că a fost crudă. Nu a fost crudă. Ei, a fost crudă, că n-a venit. Dacă zic că nu a fost crudă, cum adică? Cum, dar cum adică? Trebuia să lăși varză aici și o mâncam, azi. Mâncai? Da, cum? Ia uite, bă, băiatule. Nu te lua, bă! Și? Și? Am mâncat eu acasă. Deci, am mâncat-o cu femeia, cu băiatul, am mâncat-o. Tată varza. Na, îți conveni? Cu femeia, dar nu cu băiatul, că băiatul și nu... băiatul. Da, băiatul e mic, unde mănâncă cât o mâncat mănâncă. El? Mănâncă. Ești mulțumită, nu? Dacă mânca, nu-ți iam nică, puteai să o iei tăt. Da. Dar nu mănâncă, că nu mănâncă. Tu cu lizoaiele este mult. Dă-te încolo. Ai grijă. Nu cumva să faci figură. Dar pe urmă nu mai faci treabă. I-aș uda, dar nu mai faci treabă. Ai motiv. Așa. Și ce facem de mâncare azi? Azi? Da. Te-ai calmat? Lasă-mă să plătesc. Ai să mă apuc din treaba mea. Zi, te-ai calmat? Da, m-am calmat. Mă duc să cumpăr ceva de mâncare? Hă? Nu faci nimic de mâncare! Haide, domnule, să cumpărăm ceva, mă duc eu ceva de mâncare. Și eu am văzut că dimineața s-a oprit la magazin, am văzut că nu e nic. Am văzut că o luat numai... Mătura asta o luat. Adică mănânc mături, eu și mănânc. Nu-i mături, dau-mi luat coata și mături și-o luat să-i până mâine. Domnule, calmează-te, potolește, te rog eu din suflet, gata. Ți-am zis, greșeala pe jumătate iertată, iertată, îi făcut, recunoscut. Jumătate, ai zis-o până te-ai gătit. Jumătate iertată, iertată, da. Aici nu mai e nic? Da, nu. Și de făcut? Și de făcut? Nu-i făcut nică. Mergem la treaba noastră și ne apoi treabă. Dar ne-i foame. Și-l mușim cu un drag și spor. Serios, serios acum, uite. Hai să vorbim ușor, fără șartă, fără panoramă. Nu mai gata, nu te mai enerva. Am greșit. Dumnezeu. Am greșit cam Dumnezeu Iisus și vedi. Da, vedi și faci. Păi vedi și uite.
Ia, stai, bă, ai văzut? Tu-i trag puișoare. Te captini. Dar m-am cap, pe mine m-am cap. Ei, dar pe lângă te cap. Nu, că am glumit, am făcut așa anumea. Uite, am recunoscut, am făcut anumea ca să pot să vin eu să pregătesc aici. Gata, am recunoscut. Așa. Nu mai fac. Uite, promit că nu mai fac. Până mâine. Nu mai faci acum. Promit că nu mai fac. Acum nu mai faci. Hai să mă duc și eu ceva de mâncare. Nu faci, nu iei nica. Dom'le, dar promit că nu mai fac. Până mâine. Nu mai iei nica, azi nu ți-am zis că azi nu fac mâncare nic. Pune mâna, uite aia acolo, mătura, ia și măturile. Tu ai spart sticla, nu te uita la mine. Și te uiți la mine. Dar eu am spart-o, tu ai spart-o, nu eu. N-am făcut eu. Da. Ia, vine cineva. Te-ai cum intii? Te-ai cum intii? Mai vine un om. Te-ai cum intii? Băi, cineva acasă? Salut. Ai noroc, băieții. Uai. Surpriză, știi am cine? Ajuns. Da, Noris! Aoleu! Da, și faci, domnule, ce-i aici? Ah. Un cap de porc. Eu s-am adus capul de porc. Mâncare! Ai, nu cred așa ceva. Ești nebun. Nu m-am gândit să întâmplă. Cârnați! N-ai scapat să faci mâncare. N-ai scapat să faci mâncare. Vezi că Dumnezeu nu doarme? Na. Nu mai prea acolo. Vrei să scap? Nu, loc. Te-am bubat. Salutare. Chiar nu vine de la mine. Păi trebuie să vă învăț cum să facem bani împreună. Bani? Mulți. Mulți bani. Mulți? Toți. Inclusiv urmăritorii voștri. De acasă, de pe telefon sau laptop. Cum adică nu vedeți? Cum? Foarte simplu. Intrați pe YouTube, prin platforma famers.com, uitați la niște clipuri, apreciați, comentați. Stai că sună interesant. Du-te acolo lângă. E ca așa, să ne uităm, să vedem și. Deodată așa, bang, bang. Da. Băi, și-am gisat eu căcat aseară. Am gisat aseară Cornelia, am gisat că m-am murdărit, tăt, înseamnă că-s banii. M-am murdărit și eu al live dacă nu. Și uite azi. Azi o venit Noris cu o propunere, ia. Hai să ascultăm. În primul rând am venit să fac un parteneriat cu voi ca să ajutăm toată comunitatea voastră de pe YouTube, inclusiv TikTok, să înceapă să producă niște bani. Și acum o să vorbesc cu voi. Ce trebuie să faceți pentru treaba asta? Nimic mai simplu. Dacă vă întrebați cine îs Noris, fondatorul acestei platforme, famers.com, iarăși platforma mea o să vă dea posibilitatea tuturor să faceți bani cu un singur click, o singură vizualizare sau un like ori un comentariu. Așa că, nimic mai simplu. Intri în platformă, te înregistrezi, e o taxă de 15 euro o singură dată, nu o plătești de mai multe ori și nici abonamente nu sunt. O singură dată în viață. O singură dată în viață și poți să produci atâta timp cât noi funcționăm. O singură dată în viață și faci bani. Exact. Cât? Iarăși 15 euro. Nu, câți bani faci? Păi depinde de fiecare. Dacă vrei să te uiți și dacă ai procesul automatizat să te uiți pe YouTube, atunci o să facem fiecare zi între 1, 2, 3, 5 euro. Poate să fie și mai mult. Pe fiecare subscribe, dacă vorbim de YouTube aici, pe un subscribe, dacă dai subscribe la un canal oarecare, o să primești 1 euro. Dacă te uiți la un videoclip, o să primești 50 de cenți. Dacă dai un like, primești 20 de cenți. Și dacă faci toate pasurile astea, tot pasul ăsta, tot. Exact. Dicolo e uleac, dicolo se adună. Exact. Deci 15 euro cel mai probabil îi faci în 15 zile, numai dacă dai la 15 canale abonament. A, acum depinde de fiecare cât o să stea, că dacă o să stea de dimineață până seara și nu o să mai facă nimic altceva decât să stea pe platformă, să dea like-uri, comenturi și vizualizări la videoclipuri, poate să facă, nu știu, exact. 50, 60, 100 de euro la zi, nu? E posibil în timp, eu așa plănesc și așa am făcut niște calcule, în cel mult 5 luni de zile să putem să ajungem în 3-400 de euro pe lună, per utilizator. Per utilizator. Da. Și asta ar însemna că tot omul de rând poate să facă bani. Corect. Fără să facă absolut nimic, adică să stea să vizioneze, să dea like, să comenteze. Și ceva în plus, acum poate să facă și copii până în 18 ani. Cum? Pentru că noi folosim un sistem de recompensă și cu gift card. Gift card-uri care înseamnă Steam gift card, Google gift card,
Apple gift card, deci toate gift cardurile care se găsesc în piață. Așa că nu o să aibă nevoie de un card, nu o să trebuiască să aibă cont bancar. El își face acolo bănuții, dă click că vrea să-și ia pentru Steam ca să-și cumpere jocuri sau alte cele, dă redeem la cod, noi trimitem codul prin e-mail și o casa bani. Să înțeleg că așa, în ziua de azi, toată lumea, nu vezi că stă pe rețele de socializare peste tot, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube. Da, dar cam asta fac. Deci, oricum ar fi, de ce să nu intri pe un videoclip să-l vizualizezi și să primești și tu la rândul tău bani? Intri pe o pagină de Facebook, pe undeva la un profil, la o poză, dai un like și ai primit bani. Adică, oricum chestiile astea noi le facem automat, automat fără să vrem, că în fiecare să facem chestiile astea, nu? Da, corect. Și îți dai seama. Până acum tot s-a uitat, cum să spun eu, nu a primit nimic. Pe gratis. Iar de acum, dacă ei se înscriu pe platforma asta, încep să-și facă bani. Corect. Orice om. Ideea e simplă. Dacă urmăritorii noștri sau a voștri se întreabă de unde vin acei bani, e simplu. Noi avem niște clienți care ei își fac niște canale de YouTube sau... Pe asta, asta ca să ajungi și aici, să înțeleagă și ei. Exact. Și atunci ei vin, plătesc acea sumă de urmăritori, să zicem 50 de urmăritori, iarăși noi luăm, practic, luăm banii de la clienții noștri și îi redistribuim la cei 50 de oameni care dau abonarea la canal. Simplu. Adică, practic, noi luăm banii de la cei care vor reclamă, cum face Google, YouTube și da, mai departe. Da, același sistem. Noi îi redistribuim la oameni și nu îi băgăm în alte reclame prin YouTube sau prin companii mari. Sau, adică, sau nu îi dăm doar la creatori, cum suntem noi. Corect. Deci acum o să aibă posibilitatea toți urmăritorii noștri, care avem pe toate platformele, da, să facă bani pe spatele nostru, cum ar veni, nu? A creatorilor, să zic, nu? Da, da, cam așa. Băi, bine, da. Ideea este că se fac bani împreună. De ce? Pentru că este și un sistem de affiliate marketing. Da? Ce înseamnă affiliate marketing? O să primești un link a tău personal, care poți să-l împarți cu prietenii, familia, apropiații, cine vrei tu, poți să-l pui și public pe net, iarăși cei care intră prin linkul tău în platforma Famers, o să primești de pe urma lor 10%. Fie că se abonează, adică fie că plătesc taxa de înscriere, fie că cumpără vreun pachet, fie că vor să-și facă un website personal, fie că vor să participe la o bursă de startup-uri, sunt diferite și sunt multe metode de a câștiga. Până acum pot să vă spun 6, dar proiectul l-am făcut până în 2030. Ideea este, fază cu fază trebuie să le luăm, să le terminăm, pentru că... Știi cum e faza acum? Până acum când zicea, bă, dați like, dați like. A, păi, să dăm like ca să câștigați doi bani. Ei, nu câștigam nimic ca noi până acum și nu am câștigat niciodată de like-uri. Da. Acum, dacă dați like, o să câștigați voi. Băi, bani. Da. Asta a pornit toată ideea și faza incipientă a fost proiectul Vând Like. Adică, mai mult de atâta nu mi-a trebuit. Și de acolo a început proiectul să se dezvolte. Am făcut un sistem foarte bine pus la punct, cu foarte mulți contabili, cu foarte mulți specialiști în domeniul ăsta. Avem o echipă de 5 programatori care lucră zi și noapte ca să dea drumul platformei cât mai repede, căci deocamdată suntem la stadiu de investitori, da? Noi căutăm investitori și parteneri care să vină să câștige în plus dividend, da? Ce înseamnă venituri pasive, colaboratori, pentru că odată ce ești investitor într-o platformă sau într-o afacere, vii și discuți cu conducerea, cu programatorii, cu tot staff-ul care îl avem noi și dezvoltăm proiectul pe viitor. Adică o să fie și ideile voastre, cei care sunteți investitori, luate în calcul. Discutate, puse pe masă și vedem la... Dacă cineva din publicul nostru, din urmăritorii noștri, ar dori să devină investitor pentru începutul proiectului, ce ar trebui să facă? Unde? Simplu. Intri pe www.famers3dz.com, completezi un formular, plătești taxa de înscriere, care e 250 de euro deocamdată. Avem la ofertă și la mega ofertă 50% reducere din pachetul standard, care costă 500 de euro, în limita locurilor disponibile. 30 de pachete la 250, care nu mai sunt 30, că deja am lansat de ceva timp,
și restul de 70 de locuri cu 500 de euro. Deci astea sunt toate pachetele pentru investitori, pentru cine vrea să vină să investească în platformă. Sunt decât 100 de locuri. De ce? Pentru că se calculează dividendele, da? Deci pentru investitori, ca să înțeleagă, nu corect. Pentru urmăritori. Deci pentru urmăritori și pentru cei care fac task-urile astea sau sarcinile astea în fiecare zi, platforma o să fie disponibilă începând din sfârșitul acestei luni, adică din sfârșitul lunii februarie. Sper din tot sufletul să reușim să o terminăm până atunci. Cel târziu se va lansa începutul lui martie, adică Ghiocel o să vină și cu bani. Nu am înțeles. Ideea este simplă, 100 de persoane au loc ca și investitori în compania mea. De ce? Pentru că e vorba de dividende. Și dacă dăm și noi like, dacă dăm și noi like și urmărim la tine și acolo. Și voi puteți. Și noi? Da. Și că voi puteți. Să câștigăm, deși ca să nu mai... Da, domnule, că tu ai timp să stai să dai like. Dacă cu tot o zis lumea că zis că nu vă dăm like, câștigați bani, dăm noi like ca să câștigăm noi bani. Păi trebuie să dai și. Ideea și este normal. Simplă, în compania mea nimeni nu-i blocat, nu-i, n-are gard, nu are ce să sară. Suntem o companie publică, firmă tot în regulă, dăm facturi, totul e 100% real. Și legal. Nu pot să zic că e 100% sigur, pentru că sunt foarte multe variabile. Dar eu încerc să fac tot ce-mi stă în putință ca să o fac cât mai sigură și cât mai de lungă durată pentru voi. Pentru că și voi meritați, dacă folosim sistemele globului practic, că ei ne controlează pe noi, ce ar fi să beneficiem și noi după urma lor? Și dacă vă întrebați, YouTube-ul nu are niciun fel de problemă cu vânzarea asta de urmăritori cuiva. Așa că noi suntem singura platformă din lume, sau hai să nu zicem din lume că nu vreau să fiu prea, din România cel puțin suntem singura platformă care vinde servicii reale. Cei care sunt competitorii noștri pot să-ți cumperi urmăritori pentru Instagram, pentru Facebook sau ce-o fi să fie. Ideea este că sunt niște roboți. Nu-ți aduc absolut nimic benefic. Da, altceva e acolo. Și tu ai un număr de... Nu, dar robotul vine odată like și zice deja bă, odată like, că nu-i trafic real. Exact. Deci noi o să creștem toate conturile de YouTube în mod organic, ca să câștige toată lumea și urmăritorii și cel care creează conținut. Ideea e că cel care creează conținut o să fie dublu sau triplu recompensat. Odată din platforma noastră de 2 sau de 3 ori, iarăși după care monetizarea YouTube. Monetizarea YouTube, care toată lumea știe, YouTuberii mari, de ordinul milioanelor de urmăritori, fac între 30-50 de mii de euro pe lună. Mă, când o să ajungem și noi? Statistici care sunt publice și puteți să vă urmăriți și voi. Asta în alte țări presupun, că în România e jale. Uite, pot să dau un exemplu? Da. Nume? Da. Dorian Popa au făcut treaba asta public pe canalul lui de YouTube și au arătat 25-30 de mii lunar din YouTube. Mă, dar Dorian Popa e... Fără recompense, fără parteneriate, fără absolut nimic. Deci pur și simplu din vizualizări. Ok, el face și muzică, are și mai multe videoclipuri, dar se poate ajunge. Adică în lumea asta mare putem să găsim un copil sau un adolescent care are o voce mișto și prin programul nostru poate să se promoveze în așa fel încât să descopere o casă de discuri, să facă contract cu el și să facă și mai mulți bani. Adică deschidem și ușa să fie văzut. Că poate el stă undeva ascuns într-un colț și nu-l vede nimeni. Da. Și atunci noi asta facem. Încercăm să dăm înapoi cât de mult putem comunității noastre. Vă spun și procentul care noi îl dăm înapoi este 90%. Ce păstrează compania pentru profit sau profitul companiei este 10% din tot ce se încasează. Asta... Restul din 90% intră complet în voi și în companie. Asta niciodată, nu o să mai găsesc niciodată în viață așa ceva. Dacă vă dau un exemplu, TikTok-ul ia 75%, dă 25% la creator, YouTube-ul 60%, dă 40% la creator. Deci la Famers... Deci YouTube-ul dă cât ai zis că dă? Deci, dă 40%. 40%, da? Deci el dă 40% la creator și deși sunt, cum ai zis tu,
să ia și urmăritorul când îi urmărește, nu? Păi da, și să ia 90%. Ideea este simplă. Deci 90%, nu? Deci noi celor care vin și participă activ în platforma Famers, îi recompensăm cu foarte mulți bani. Adică se pot face chiar foarte mulți bani. Dacă noi, în comunitate, atingem în jur de 1 milion de oameni, fiecare poate să câștige între 500 și 1000 de dolari sau euro pe lună. Creatorii de conținut pot să câștige și mai mult. Pentru că ei o să câștige și din YouTube, o să câștige cel mai probabil și din reclame, parteneriate, oameni și așa mai departe. Dar orice om care stă și face treaba asta zilnic, poate să câștige foarte mult. Interesantă chestia asta. E foarte interesant, mi se pare interesante. Dar foarte da. Interesante. Da, da, seama. Da, da, e tare de tot. Dacă noi avem 600.000 de abonați, bine, nu 600, la noi 100.000. 100.000 de vizualizări, să spunem că ar fi 100.000 de oameni reali care se uită zilnic la videoclipurile noastre. Da. Dacă din toți acești 100.000 de oameni ar veni, să nu spun 100, spunem 20.000. Da. În platforma Famers, care vor să facă bani, dar trebuie să și vrei. Exact ca la căsuță. Da. Exact. Dacă nu muncești, nu faci nimic. Așa și acolo. Trebuie să dai like-uri, să te uiți la videoclipuri, să faci sarcinile care le-ai de făcut pentru... Ideea e simplă. Dar omul tot o face. Oricum o faci. Oricum o faci. Eu vreau să zic că acum depinde de fiecare în parte. Da, păi da. Cât stă pe platformă și cât o să facă sarcinile care le are. Unul dacă stă 10 minute, poate face mai puțin. Unul dacă stă 2-3 ore, poate face mai mult. Platforma normală e făcută cu un robot care nu te lasă, de exemplu, ai un videoclip de la Cornel, da? De la meșterii, da. Care e promovat de noi. El o să fie, practic, dat ca un fel de link. Tu dai click pe linkul respectiv și ești obligat să te uiți de la cap la coadă. De ce? Pentru că așa creăm orele de vizualizare în YouTube ca respectivul să fie monetizat. Să zicem că Cornel are 100 de subscriberi, da? Noi ajungem să-l ducem la 1000, dar totuși îi lipsește pentru monetizare cele 4000 de ore văzute, da? Sau da. Urmărite. Și atunci noi am creat robotul în așa fel încât să nu lase să treci peste videoclip sau să sari peste videoclip și să te uiți la tot. De ce? Nu știi niciodată peste ce videoclipuri o să dai. Poți să te ajute în sănătate, poți să te ajute în carieră, poți să fie un om de afaceri care să-ți spună foarte multe lucruri pertinente, poți să fie un bucătar iscusit cum e Cornel și poți să înveți ceva de la fiecare, indiferent dacă îi viral pe net sau nu îi viral pe net. Adică sunt foarte multe exemple care pot să zic că nu le-aș da ca să fie urmărite, cel puțin din punctul meu de vedere ca tată. E fetiță și nu aș vrea să urmărească așa ceva. Dar îs publice. Eu cel puțin pe băieții Tiberiu și Cornel îi urmăresc de mai mult de 5 ani de zile. Da, de când făceam live-uri în căsă, adică opa, acasă. De când ați făcut o... De când ați făcut o urmăresc. Și a fost înainte? Da. Înainte de căsă din copac? Mult. Mult înainte. Nici nu mai știu exact. Deci a fost o ușă imediat în primăvară am făcut căsuța. Da? Oul am făcut da, în m-am vremea asta. Iglu, am făcut... Da. Păi acum zilele trecute am filmat în căsuță și încă erai acolo pe alea care le-am pus deasupra pe hârtiile alea. Norisanu, 60 de euro. Norisanu, 10 euro. Mi-a donat cât doi pripreș. A, da. Când ziceam. Bă, Noris, nu mai da, bă, că o să te scoată nevasta afară, pipreș. Ideea e că nici acum nu m-am calmat, pentru că îmi place să vă susțin. Sunteți preferații mei din tot YouTube-ul și niciodată nu o să mă duc înaintea voastră al cuiva. E simplu. Mulțumim. Voi sunteți a mei pe viață, pe suflet. Și chiar a rămas pe când am văzut cum venit. Astăzi, de la 4 dimineața, m-am pus până în casă. Am mai trecut alea când ieri. De... Pune-te și dă cum mă trai jos acolo și tași din gură. Chiar mă întrebam ce-s cu cioburile pe jos. Băi, dar... E, o dat, pis un pahar el. Zi, domnule, adevărul că te spart tot toi, dată mine, spart și telefonul. Vezi că, uite, eu adus un oris aici, uite, eu adus cărniță. Da, vezi, mâncarea, vezi-o. Uite, ia, ce e aici? Cărnășori. Aici și pâine. Mamă, pâine de-aia împletită. Ia uite. Mamă. Aici și... Tot carne, văleu, câta carne am mâncat. Ia uite, uleacă. Dar cât ai adus aici? Nu-mi cocrunde, tu ai carne și ai tocat, am dat o crunde. Nu-mi cocrunde. Bă, băiatule, cât așa șafoa.
la coadă. Păi... astăzi vrei să stai pe lângă noi? Dacă îmi dați voi, cu drag. Da, cum să nu? Stai pe lângă noi astăzi, dacă... Noris, trebuie să facem ceva cu Cornel ca să... Și eu, cu ce pot. Trebuie să facem ceva cu Cornel. Trebuie să faci ceva cu Cornel, să facă de mâncare acolo, să facă aia, cum se cheamă, șafa și voi, faci șafa și ei, că a venit omul ăsta la noi aici. Îmi dai ordinii, păi da, și are. E și eu, nu pot să dau ordinii sau și... numai tu să dai ordinii. Eu acum m-aș bucura să mănânc din mâna lui Cornel, yeah. Și eu sunt bucătar. Adică și mie îmi place să bucătăresc. Auzi, Cornel, n-ai scapat să știu, băi, dar cum le așează Dumnezeu? Le așează. Băi, cum le așează Dumnezeu, băi, și eu am crezut, acum vreau să mă duc în sas să iau ceva carne, să ceva, nu știu, să facă, să fac aici ceva de mâncare, că știi ce am făcut aseară? Cu cacari crudă aici. O rămas o jumătate de kil de carne de acolo, tocată. Crudă o carne. Am luat. Luat-o. Unde crudă, bă, că n-am mâncat-o crudă? Da, cum ai mâncat-o? Ei, crudă. Am mâncat-o coaptă. Dacă nu facem mâncare, să știi că am niște chiftele. Da, faci cum să nu facă. Măcar acum, că n-avem aici. Da. Vizitatori. Mergem la casa de copac, avem treabă. Păi, lasă, omul a venit de pe drum. Omul a venit de pe drum, hai să facem ceva, să punem acum să facem ceva. Lasă, că da, este de... Uite, acum cum și fă, uite, pe drum, o condus și câte ori condus? Cam așa, 7 jumătate. 7 jumătate. Acum. Dar normal că mă doare. Hai să vedem, uite, disfă cărnița și... Uite, disfă cărnița și vezi acolo și cum o preparăm, o pac, pac. Dar ce mănânc cu cusare așa cu... Dar nu-mi trebuie, că nu pot să mănânc. Trebuie carpașul, deja să... Cum se cheamă așa ăla? Vrei și scofietul pregătit. Cum se cheamă nărăs ăla? Carne și crudă. Am uitat. Poți să-l bagi la baiți. Nu că durează, dar nu durează. Oricum o să dureze. Oricum mănânci numai la a doua parte a zi. Eu vreau acum să mănânc ceva. Prima dată muncă, Tiberiule, hai, la treabă. Tu vezi că ești îmbrăcat. Nu știi că am schimburi. De? Ia! Hai, trecem la treabă. Gata, hai. Nu mergă nicăieri, nu, dar stai. Hai. Mai stai, uleac, fă un yes. Vei bea o cafie? Bea un yes. Ar merge. Hai că nu lăsăm să scadă. Aoleu! Adică o cafea nu refuz niciodată. Nici eu, Doamne. Niciodată. Eu. Dar normal. Și eu prost. Eu sunt prost, eu nu am voie să beau sau și... Cine a zis că n-am voie? O zis doctorul. Dacă asta și doctorul, dar nici în doctor mai încredere. Da, și cam asta e treaba cu platforma. Foarte... foarte interesant. La că sunt lemne acolo, nu vezi că sunt. Băi, pregătit de tine. Da? E pregătit de tine. Da, pregătit. Că făcut, l-a făcut altcineva. Ești inteligent, că te pata carne normal. O să zici că carne nu e inteligent, dar ești inteligent. Dar proteina, băi, proteina. Aha. Trebuie proteina animalică. Ia uite, domnule, cum ne servește. Oh, să rămână frumos. E, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută. Uh-huh. Hai, noroc. Dar nu se dă noroc cafeaua, ha? Se dă? Aie. Se dă, nu contează. Fai de mine. Deci nu bei cafea din asta la Five to Go și la Bășin și la Figuri. Parcă-i făcut de tine. Mamă, mamă. Extraordinar. Doamne. Pune o pauză ca să bie. Că și nu poți să bii. Bie, domnule, nu merge cafeaua fără cafe. Nu merge. Fără cafe? Ce? Gata, să vă o cafeaua? Eu mai am. Ai zis pâinii de-asta împletită? Eu mai am, mai stăm o leacă, că mai am o leacă de cafea. Ce mai? Tot mai ai? Mai am, domnule, o gură. Eu uite numai sticlă pe aici, nu mă faie mine. Așa la paharul. Eu l-am spart, tu ai aruncat în mine, zi adevărul. Nu mai.
Și nu umbla tu acolo, și să umbli tu acolo. Aia este, o zis că-s pentru mine aici. Tătă cutia asta? Da, tătă cutia asta. Da, s-o, domnule! Na, s-o, domnule, na. Dar nu zis că e carne acolo, nu-i carne? Da. Ei, carnea aia mea, acolo nu știu. Ia e spiritul și acolo. Aveți aici așa, safide. Astea tot natural, da? Pudră de cacao. Să faceți lapte cu cacao. Să fie pentru foc. Aveți aici așa, ulei de cafea. Adică? Ulei de cafea. Cafea presată la rece. Ulei. Și ăsta cum se bea? Poți să-l folosești pe față, pe ten, întinde pielea, poți să-l folosești pe... Aici dacă vrei să pui... Cafea, de exemplu, dacă n-are gust, dai un... O aromă. O aromă la cafea sau... Și poți să dai și pe față, pe ulei, da. Păi ulei natural, primă presă. O băgă cafeaua la presă, o presată, o curge uleiul. Ăla și e... unde se poate găsa asta? Pagina e Biuit, adică compania e Biuit. Ceva din o companie din Cehia și cel mai bine zic că să le arătăm la oameni un link. Ha, ei să vadă acolo ce și cum. Asta? Asta e un produs supliment natural, nutritiv. E bun, foarte bun la articulații, dureri, absolut tot ce înseamnă de cartilaje și așa mai departe. Asta e pentru tine. Că știu că ai treabă. Cum se bea asta? Ăsta e un fel de... Dai pe gât, e un fel de Nutella. E ca o ciocolată. Yo. Și ăsta e jumătate de linguriță în fiecare zi și până termin borcanelul. Înțeles. În fiecare dimineață. Da. Stomacul bun, fără cafea, fără nimic. Da. Aștepți 15 minute după care îți faci treburile. Aici ai două esențe. Una de portocală și lămâie. Așa. Care le poți folosi la prăjituri, le poți folosi la mâncare, poți să le pui la aparatul din alea mirosit de... Odorizante. Așa, odorizant. Mamă. Să pot mânca, să pot folosi pentru a mirosi sau, mă rog, aici în fiecare sticluță din asta sunt în jur de 30-40 de lămâi presate. Exact. Esențele tari? Esențele... Sticluțe mici. Ăsta e pentru fetele tale, pentru treaba feminină de treabă, e la fel, ciocolata aia. Tot așa se bea, se mănâncă. Ca și Nutella. Jumătate de linguriță. Pentru dureri menstruale să facem. Scrie roz și scrie pentru fete. Și pentru treburile lor. Sistemul lor să fie productive. Să poată să vină încă nepoței pentru mine. Știi? Așa. Aici unul la fel pentru Tiberiu. Păi, dă-l încoace, auzi, ăla e pentru mine. Tot le dai la tine? Asta e cea mai tare șmecherie. Eu în 30 și aproape 1 de ani n-am știut că uleiul de floarea soarelui are gust. Adică orice găsești în comerț, n-are gust. Vedem gust acum, mă, ce-i? Ia. Grețos? E ulei. Băi, tu știi cum e? E de oșnie. E că am băut de așa tur de ulei pe TikTok, cum, dacă nu... Cum nu-i semințe de floarea soarelui, așa are gustul. Pe cuvânt, dacă nu. Nu, dar dă-l știi cap, că nu se întâmplă, că nu mori. Vezi? Da. Dar nici un ulei, uite, uleiul l-am turnat de gustul ăsta. Eu n-am știut că uleiul de floarea soarelui are gust. Păi da, are gustul de floarea soarelui. Exact de floarea soarelui. Dar uite, ia un bunica sau ceva. Nu, nu, nu. Vezi dacă poți să-l bei. Da, uite, diferite culoare. Deci asta e prima presă. Apoi, o cremă cosmetică pentru nevasta. Și asta cum se dă? Știe. S-a și tip acolo, vedi. Cremă naturală, plante fără conservanți, fără nimic, atenție la termenul de expirare, da? Plante carnivore. Iar și aici ai un ulei de armurariu. Și așa. Și mai este armurariu ăsta. Ia cu armurariu. Știi că pe câmp găsești așa un fel de scaiet cu o floare roz. E așa mai bucănos. Da, așa. Ăla e armurariu. Eu și din ăla îți face ulei. Și să bea ăsta. Poți să-l bei. Da. Are foarte multe beneficii, e antiinflamator, dacă ai răceli, dureri în gât, chestii, bagi o linguriță de ulei. Chiede-vă să vedem, gustul și pe asta. Maxim 10 zile s-o trecut tot.
Vezi? Așa și poți să-l folosești la salate, poți să-l folosești la mâncare, dar grețos? Totul la rece. Deci să nu-l prăjești. Dacă îl prăjești, l-ai stricat. Cum e? Bă, bun la gust. E dăușnic. Asta e o leacă, nu dar mult, eu numai. Un scai de pe câmp. Cu gustul ăsta. E scai din șulei. Cu eu nu l-am dat atât. Așa, da. Și e un pic ciudățel la gust. Ulei. Dar e foarte benefic. Adică și chestii. No, astea sunt cam tot ce v-am adus, cadouri. Să le folosiți cu drag și cu plăcere. Mulțumim din suflet. Și să le dați și la fete că și eu fetele am luat aici, da, 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 da. Și astea sunt folosiți la prăjituri. Da. Și musa e să încercați astea. Și să la fidele. Astea sunt cele mai bombe. Edis, fă. Sunt cele mai bombe. Edis. Le-am disfăcut ca boala, că se disfăcea exact. Așa. Da, a vrut să zic. Te-ai grăbit. Bune. Parcă e alt gust, da? Deci treburile astea sunt 100% organice, 100% bio. Vedeți că scrie și aici pe pungă. Practic sunt luate din natură și puse într-o pungă. Sau într-un borcanel din ăsta. E tot. Natural. Fără conservanți, fără nimic. Fără... Astea, dacă vreți să le împărtășiți și cu urmăritorii, dați-le un link să vadă, să urmărească ei acolo, să-și ia ce vrea ei. Păi îți dai link-ul ca să știi. Da, nicio problemă. Dai link-ul ca să știi lumea. Bun, mulțumim din suflet. Da. Fiți sănătoși, cu drag. Cum să zici? Ce? Vorba multă. Treaba mai face. Vorba multă să așa omul. Băi, pune mâna și fă mâncarea aceea, băi, odată. Carnea aceea, că ai venit pe Dumnezeu, ți-e foame. Zăcăta. E ok. Eu cam dat, e bine. Mai rezistă. Zăcăta. Zăcăta? Zăcăta. E foame, e. Hai că mai durează. Până să face foc. 6 deja e târziu. Eu nu mai pot. De azi dimineață îți flământ. Crezi că cu o gură de ulei nu am stâmpărat foame? Hai! Închide camera. De ce s-o închid? Închide, haide. Hai la treabă. Aha, ce faci? Și treabă, domnule, dar pune domnule să fac și cu carnea și... Lasă, stai, 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 și treabă să facem? Hai să mergem, că avem treaba cu așa. În pod, în căsul ăsta, în copac. Uite afară, ninge. A început? Da. Vai, mamă, și general la căldură și frumos. Vai de mine și de mine. Ue, dar ni s-a luat tot cheful de treabă. Hai să mâncăm ceva, să facem ceva. Fă, pregătește carnea și e, că e foame la Lunoris. Și trebuie să faci și eu mi-și fac mâncarea. Iei sacul și ăla de acolo. Care sac? E adeziv. Și ăla, boletilierul. Iei tu o leacă astea? Așa. Ți-o iau sacul. Așa. Opa, așa. Opa. E gata. Vai, mamă. Vai, mamă. Cred că da, sus. S-a putut în coace. Da. O, tișoare, ia. Nu te panica. Așa. Ce faci? Ce
facem cu... Fii atent aici. Cred că am să punem lambriu aici. Da? Aici. Da. Punem lambriu. Te duci măsori. Mâni. Duci cu drujba jos. Iei un pachet de ala. Așa. Și tai din el. Așa. Ia să văd pisii lungime. Ia. Unu 20. 2 20. Da? Așa. 2 20. Stai, stai de acolo așa. 2 20. Din pachetele jele. Și aduci, bați eu cu ișoaric și bați ăsta aici, da? Eu? Bați ăsta aici, că eu mă duc să... Unde să și, și bat? Și bați la lambriu aici. Păi tu ai măsurat jos. Păi nu contează, eu am măsurat aici, da? 2 20. Eu te nori, să-l bat. Nu am să-l bat. Uite afișurile tale pe aici, ia. Lumele tău pe aici, știți. Păi... Ce? Păi și de ce mă prind eu? Păi tu pe astea te prind, da? Nu numai în 3 bucăți? Da, 4, 3. Care 4? 3. Ia. Și bagi lambriu, bam, 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 galbați acolo așa și pe urmă ca să punem polistirenul. Adică tu m-ai adus aici numai să-mi dai de treabă, sau cum? Păi dar m-ai adus aici numai să-mi dai de treabă și pleci? Dacă te ajută Nori să-ți dea la mână. Da? Nu, duceți-vă, eu fac singur, hai. Faci singur! Plecați! Hai! Vezi să-i grijă cum faci! Hai! Hai! Unde găsești cu ișoare? Cunic, dacă ișoarele nu sunt jos? Îți jos! Tu ai lucrat la termopane, Tiberi, nu? 220 ai zis? Tiberi, tu ai lucrat la termopane, nu? A. Cum să desfaci sticla asta deja? E foarte greu. Cu caterul, bagi aici că asta e și de șmoală. Nu, e foarte greu, îți trebuie, îți pocnești sticla, nu? Cum să pocnești sticla? Trebuie bagat în foc, cu un dălaș încălzită. Cu o lampă de aia, știi? De ăla, știi? Ca să supleznească sticla cu lampa. Nu, dai cu lampa ca este aici moală și trebuie încălzită ca să poți să o tai, că tu știi cât de greu o tai, sau dacă nu, bagi cu sârmă. Ai făcut o gaură pe aici și ai bagat cu sârmă și... Hârstea, 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 hârstea. Hai! Cu caterul. 2,20. Tai de lambriu de acolo și bați lambriu acolo. Că pe da' și stăteai acolo așa gurcat lângă mine? Cred că se tai din... tai dintr-un pachet și din ăsta. Tai dintr-un pachet și din ăsta care-i început. Și ți-ajungi, cred că. Are 3 metri, trebuie să tai la 2,20. Ai ăla la tine? N-am. Creion? Dar ce n-ai lu? N-am. Hai că eu mă duc să-mi pregătesc ceva de mâncare, dacă vrei. Dacă nu, eu stau acolo sus. Nu mai mai joc așa. Hei, te joci mâini. Aici și ce ai adus aici? Cărnăciori și cărniță. Știi ce să facem cu ea? O să băgăm la cuptor. Băgăm la cuptor. Da, băgăm la cuptor. Uite așa. Mamă, dar ai adus și tu o hapchină? Păi n-am știut la cine vin. Ma. Tiberiu te ținut bine. Ce vorbești, Noris? Ce ai făcut-o aici? Cât ai adus-o aici? A-a. Maestru Cornel în acțiune. Vine după miros. Adică voi stați aici la căldură și eu ca prostul afară, nu? Ha? Dar și ai de ce venit aici? Ia-ți pregătesc-o. Și aici. Vrei să pregătesc, nu? Să mă duc eu? Da. Dar știi să pregătesc? Ha? Unde-i pus cuișoarele să-l duci? Cuișoarele unde-i pus? Și cuișoarele? Iar acolo în cana și unde-i pus cuișoarele? Cuișoarele se bat la ambriză. Tu l-ai luat, tu ai luat cuișoarele. Nu le-am luat, erau aici. Cu ce bat? N-am cu ce bat la ambriză. Unii le-ai pusă?
Unde Dumnezeu pun tot lipos? Nu mai am și nu mai fac nimic, nu mai am și bate. Eu cred că ne-ai aruncat, e tip. Nu ne-am aruncat, ei. Trebuie să-l iei cutiuța și... Care cutiuță? Frumoasă. Frumoasă, în ligheană așa. Ai găsit? Da. Șocanul e acolo? Ha? Șocanul e acolo? Șocanul e acolo trebuie să fie, nu? Da, e sus acolo. Ca la bunici aici. Nu ori. Chiar mai bine. Deci chiar mă simt ca acasă. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate.